Atac sângeros în centrul Constanței. Angajatul unui magazin a fost înjunghiat de un client. Adolescentul, nemulțumit de produsul pe care îl cumpărase, a venit să-l returneze și să ceară banii înapoi. Cum vânzătoarea nu a fost de acord, tânărul a devenit nervos și s-a luat cu femeia la ceartă. În apărarea ei a sărit însă un coleg care a fost grav rănit de băiatul recalcitrant. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, iar cazul a fost preluat de criminaliști. Era ora prânzului când adolescentul și-a făcut apariția la tâșgheaua magazinului. A cumpărat un pachet de țigări, însă în scurt timp s-a răzgândit, așa că a revenit la magazin și a cerut banii înapoi. Când a văzut că vânzătoarea refuză să îi înapoieze suma de bani, acesta a devenit recalcitrant. Și a zis, nu pot să-ți dau bani, uite ce scrie aici, îți dau ceva la schimb. Da. Nu și nu, cum, doamne, cum să nu-mi dați? Și băiatul, mi-am închis geamul. Și băiatul a ieșit afară, a zis că îi dă un șut să plece. În apărarea femeii a sărit un coleg care a fost înjunghiat de clientul agitat. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate de proprietarul magazinului. În imagini se vede cum între tânăr și angajatul magazinului începe o adevărată bătaie cu pumni și picioare, timp în care agresorul scoate un cuțit și îl rănește pe bărbat. A ieșit afară și i-a dat un șut și el a scos cuțitul în timpul ăla. În ce zonă l-a înjunghiat? Aici, pe colț, în burtă, lângă buric. Când au observat ce a făcut, mai mulți clienți ai magazinului au reușit să-l prindă pe tânărul nervos și au aplicat și o corecție zdravănă. Atât agresorul cât și victima au ajuns la spital. Am fost solicitați pentru un pacient care prezenta o plagă la nivelul abdomenului și mai multe traumatisme la nivelul toracelui și feței. Tânărul se va alege acum cu dosar penal pentru vătămare corporală, însă infracțiunea s-ar putea transforma în tentativă de omor în funcție de numărul de zile de îngrijire medicală de care va avea nevoie victima.